Întrebări directe. Verde în față. Dezbateri incitante. Cu cărțile pe față. Confruntări politice. Adevărata față. Discuții aprinse. Schimbări la față. Dialog cu cetățenii. Ieși în față. Important este să fii de față. Doamnelor și domnilor, începe Ora Adevărului cu Marius Gangan. Sărămâinile doamnelor și domnișoarelor și bine v-am regăsit, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului. În această seară, o discuție despre asociațiile culturale, aș putea să spun, pentru că am dorit tare mult să cunoașteți cam cu ce se ocupă astfel de asociații și vom discuta astăzi în mod special despre o asociație din Timișoara, o asociație care, o să vedeți, are atâtea probleme de arătat și lucrează în atâtea domenii încât într-adevăr de multe ori noi poate privim așa lucrurile acestea când auzim de către o asociație culturală, ce fac și aia pe acolo, iacă, mai organizează câte un spectacol, mai fac câte un cenaclu, mai chestiuni din astea. Ei, în această seară veți vedea ce stă în spatele unei astfel de asociație și este vorba despre asociația Port Dampi din Timișoara și am onoarea să l-am invitat pe vicepreședintele acestei asociații, domnul Dan Tătuț. Mulțumesc tare mult! Bună seara, mersi pentru invitație, bună seara și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc tare mult pentru invitație și de-aia vă spun că eu sunt onorat că ați fost de acord să purtăm un dialog, pentru că așa cum spuneam, de foarte multe ori lucrurile acestea sunt privite facil, pentru că e o chestiune de divertisment, poate e o chestiune unde noi ne simțim bine, mergem la un spectator organizat de dumneavoastră, de exemplu, și spunem la final, bă, a fost grozav spectacolul, dar nu ne gândim niciun moment, mă, cine a stat de fapt în spatele organizării unui astfel de spectacol și ce a însemnat acest lucru ca să poți să faci un astfel de spectacol. Și mai este un lucru pentru care am dorit neapărat să stăm de vorbă, faptul că dumneavoastră sunteți principalii vinovați pentru ceea ce se va întâmpla în aceste zile în Lugoj, un eveniment foarte frumos, zic eu. Este vorba despre Zilele Europei, care sunt marcate aici la noi în oraș și asta datorită preocupării primăriei municipiului Lugoj și a Consiliului Local, care și-au dorit ca lugojenii să aibă posibilitatea câteva zile să poată să vadă un spectacol de calitate cu formații de calitate, cu cântăreți de calitate, că este vorba despre muzică ușoară, că este vorba despre muzică populară, dar oamenii să se simtă bine și înțeleg că este și sub genericul Sărbările Verii, dacă nu mă înșel. Da, da. Așa este. O să începem cu începutul, domnule vicepreședinte, și v-aș întreba ce înseamnă Port Dampi, că toată lumea acum când am spus eu Port Dampi încep să facă tot felul de, mă, ce-o fi aia, pâc, de la ce-o fi pâu, ou, de la ce-o fi. Haideți să le explicăm exact ce este cu această denumire, de unde vine și cu ce vă ocupați, practic. Este o ONG, ne ocupăm cu mai multe domenii de activitate, printre care avem și organizarea de evenimente, spectacole, calificări pentru tinerii care vor să pășească în viitor. Avem și resorturi pentru antipiraterie, controle alături de poliție, ITM, finanțe. Și vrem să arătăm lumii că într-adevăr se poate face. Se pot face lucruri frumoase și fără bani publici. Foarte important. Deci ăsta e lucrul cel mai important. Așa este. Toată lumea are tendința să asocieze un eveniment cu banii primăriei. Da. Uite, probabil, iar o dat primăria bani când probabil putea să-i dea la școli, exact, la da. Sănătate, în altă parte. Probabil că așa ne-am învățat de cursul anilor. Da. Nu, noi ne finanțăm singuri. Practic autofinanțați. Da, da. Avem instrumente legale, bineînțeles, prin care atragem bani de la sponsori, de la comercianți. Cu primăria, pur și simplu, este un contract de parteneriat vis-a-vis de ce înseamnă terenul pe care se desfășoară evenimentul. În rest, noi ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă eveniment. Haideți să vă mai întreb câteva lucruri înainte de a intra și a vorbi despre eveniment efectiv. Vreau să vă întreb despre un lucru de care ne pomeneați și spuneați că aveți și astfel de preocupări. Spuneați că faceți pregătirea unor tineri pentru diferite domenii. Cam despre ce este vorba? În ce domenii pregătiți?
De exemplu, avem cursuri de calificare pentru disc jockey și maestru de ceremonii, avem pentru soliști vocali, instrumentiști și vrem să dăm o amploare mult mai mare acestui domeniu, care eu consider că este destul de vital pentru tineretul acestei țări. Și pentru orice manifestare culturală, în mod normal, da, ai da. Nevoie de astfel de se răsfrânge. Pregătiri, sigur că da, exact. Da. Și cine ar dori, de exemplu, dacă sunt poate doritorii care ne privesc, ei cum ar putea să ajungă la dumneavoastră să facă această pregătire? Da, poate să vină la noi, la asociație, purtăm o discuție, normal, vedem în ce domeniu are înclinație respectivul individ, putem să facem recomandări, poate omul... Vreau să învăț, de exemplu, acordeon. Da, și s-ar putea să descoperim că de fapt ești foarte bun la saxofon. Corect, așa este. De ce să te pierzi deci într-o aveți direcție? Care da. Da. Lucrăm cu artiști consacrați, oameni cu experiență, profesori care lucrează și la Casa de Cultură. Deci oamenii sunt în domeniu, clar. Aveți și aplicați și proiecte, să zicem, cu finanțare europeană, da. Sau proiecte, de exemplu, da. Împreună cu Consiliul Județean sau cu consiliile locale, sau aveți astfel de preocupări? Astea cu consiliile locale sunt mai greu. Mai greu. Da. Mai greu vin banii de acolo, așa. Din păcate, da. Nu, avem cu proiecte europene. Sunt mult mai ușor de accesat. Sunteți printre puținii care spuneți lucrul ăsta, că de obicei toată lumea când vorbește despre proiecte europene zice, băi, acolo e o nebunie, zice, eu ce birocrație. Stai un pic să ne înțelegem, că n-a spus că-s puține hârtii. Este mai ușor de accesat fac, vis-a-vis de cele corect, locale. Da. Da. Dar sunt de mare ajutor. Sunt de mare ajutor pentru că putem să demarăm mult mai repede anumite acțiuni. Okay. Oferim oamenilor, cursanților, condiții mult mai bune față de o finanțare proprie, ca să zic așa. Da. Ai acces la aparatură de calitate, ești în trend cu tot ceea ce înseamnă tehnic în domeniu. E de mare ajutor. Aveți, adevărul ăsta este. Aveți colaborări și cu case de discuri? Sau? Da. Avem... În cadrul ONG-ului este și o societate comercială care participă, care de fapt are casa de discuri, Electrorecordul, și prin intermediul lor putem să scoatem pe piață și CD-urile în formă fizică. Da? Deci, hiturile. Practic, puteți să faceți și promovarea unor tineri care au... Noi asta facem. Prin intermediul spectacolelor dorim să promovăm. Nu doar artiștii consacrați, pe care corect. Știe toată lumea. Exact. Ok, are o vârstă, e frumos, e binevenit, dar să nu uităm de cei tineri. Pentru corect. Că, până la urmă, corect. Ei preiau ștafeta. Ei o duc totul mai departe. Așa. Și să nu se piardă valorile astea naționale. Arta populară. Adică mulți tineri din ziua de azi au alte înclinații, privesc în altă direcție. De ce? E păcat. E păcat pentru că, până la urmă, e un fenomen care ne reprezintă pe noi ca și români. De la dumneavoastră, practic, sunteți ca un fel de pepinieră pentru ansamblurile folclorice, pentru da, cei care da, cântă da. În diferite formații, orchestre exact, de muzică populară sigur. A unor tineri. Și asta e important. Adică tinerii pot să, după ce învață și se pregătesc acolo la dumneavoastră, pot să aibă deja o cale deschisă către astfel de da, informații cu care da. Dumneavoastră colaborați pe partea exact. Cealaltă, de da, evenimente. Da, da. De... E, pentru un tânăr e un pas enorm să apară pe o scenă împreună în fața unui public, plus că apare alături de artiști consacrați. Corect. Deci e un avânt destul de consistent, ca să spun așa. Așa este. Și iată, fără niciun fel de obligații, ca să spunem, de alt tip. Adică nu trebuie să plătească pentru asta. Nu. Se creează niște deschideri formidabile pentru cei care doresc să rămână ancorați în această activitate. Sigur, și să facă, sigur că da. Să spunem așa, o profesie din lucrul acesta. Da. Domnule vicepreședinte, vreau să discutăm despre evenimentul acesta de la Lugoș, care, desigur că, știți cum e... Societatea e liberă, trăim într-o societate liberă și există tot felul de opinii și de păreri.
sunt unii care întotdeauna găsesc și caută lucruri care sunt total neimportante sau sunt colaterale sau de multe ori nici nu există, poate, sunt invenții sau lucruri de genul acesta, dar de dragul acesta de a, vezi, Doamne, de a spune lucrurile, de a purta o discuție, de a purta, da, o discuție și de a acapara atenția multora. Și la noi au apărut, bineînțeles, în mediul online, că acolo e libertate deplină, nu e reglementare. Da. Dar noi la televiziune nu-ți permiți chiar orice, adică te gândești de două ori când spui ceva, că trebuie să aduci argumente. Normal, trebuie să sigur că da. Mi se pare corect. Informația trebuie verificată. Verificată, sigur. Sigur. Și nici să jignești pe cineva. Ei, în mediul online poți să faci ce vrei tu, poți să jignești și persoane și familii și tot, că nu vine nimeni să te întrebe, bă, tată, dar tu așa puțin cu morala cum stai? Nu interesează pe nimeni. Și atunci au apărut, desigur, și la noi astfel de opinii că, bă, ce spectacolul ăsta, ce un bâlci care se întâmplă la Lugoj, n-avem noi destul și ce, trebuie să vină acum să ne cânte unul și altul pe banii primăriei și pe banii noștri, care banii noștri s-ar duce, desigur, mult mai bine în altă parte unde ar fi nevoie de ei. Și haideți puțin să povestim puțin despre acest eveniment. Cum se organizează un astfel de eveniment? Deci nu numai la Lugoj acum, da, situația în general, da, sigur. În general, cam cum se organizează, cam ce înseamnă, cum ați spus dumneavoastră, partea de parteneriat cu primăria și cu Consiliul Local, dacă se dă vreun ban de aici, din bugetul local, pentru un astfel de eveniment și, în fine, cum atrageți, pentru că, ca să fim corecți până la final, aveți pe acest afiș în aceste zile și tineri care deja încep să aibă un nume, care au arătat că sunt valori, dar și cântăreți consacrați, nu? Numai dacă ne referim la Nicu Novara, da, sigur. Didraga și la alții care sunt acolo pe afiș și care într-adevăr sunt iubiți de foarte mulți dintre cei care cu siguranță vor popula centrul orașului și vor fi alături de acești, să spunem, cântăreți consacrați și cunoscuți deja. Da. Ce trebuie să știe oamenii, în primul rând? Să organizezi spectacole sau să faci orice altceva pe banii primăriei este un lucru foarte simplu. Întotdeauna când ai banul altuia, când te ai descurci, banul, perfect. E totul frumos. Așa. E de vis. Totul începe de la un proiect. Ok, care este tematica evenimentului, pe ce perioadă se desfășoară, necesarul tehnic, corect, artiștii. Și atunci începe distracția. Ok, ne trebuie bani. Avem un număr de artiști care trebuie să remunerați, clar. Acum, aici intervine partea frumoasă a lucrurilor. Având o relație apropiată cu artiștii, și ei înțeleg. Atunci când sunt solicitați sau când li se exact explică despre da ce este vorba, nu sunt chiar așa de fermi în a cere anumite sume. Da. Nu, dar partea frumoasă este că ei chiar vin cu drag, mai ales când află de acest gen de evenimente. Vin cu drag, pentru că e clar, e vorba și de renumele lor, absolut, care trebuie susținut, dar plăcerea lor de a fi în mijlocul oamenilor, de a le cânta, pentru că practic asta nu se rupe o perioadă prea mare. Asta e harul lor. Asta, darul ăsta de la Dumnezeu, vor să-l împărtășească cu publicul. Cu ceilalți. Și atunci, clar, și tarifele sunt mai reduse. Nu vine nimeni pe gratis, da, să fim înțeleși. Da? Și atunci pornim mecanismul ăsta de autofinanțare. Ce înseamnă asta? Căutăm sponsori, oameni care practică un alt domeniu de activitate, dar plăcerea lor este muzica, evenimentele. Exact. Și apreciază acest exact, de da. Sau are un mare drag față de un artist anume. Corect. Și atunci vine și contribuie. Plus, există partea, zona comercială, ceea ce înseamnă comercianții, ce văd oamenii, exact, o gogoașă, un mititel. Exact. Și oamenii ăștia contribuie la bugetul acestui eveniment.
Și la buna realizare a evenimentului. Da, corect, sine, sigur că da. Pentru că oricum își recuperează absolut. Investiția. Sumele nu sunt, oricum nu sunt mari. Și în momentul în care am realizat aceste două puncte... Deci ați spus veniturile și cheltuielile, da, ca să vedeți cum stați ca balanță, să puteți normal, acoperiți. Sigur că dacă nu rămânem datori față de nimeni, absolut. A doua oară nu atunci se mai întâmplă. Și să se înțeleagă foarte bine, aici e o chestiune de parteneriat între primărie și dumneavoastră, dar în ceea ce privește că înțeleg că și către primărie trebuie să plătiți anumite taxe, nu? Da, sau da, sigur că da. Da, practic noi sunt două variante aici. Ori închiriem terenul de la primărie, sau facem în parteneriat cu primăria și Consiliul Județean și atunci pur și simplu ne concesionează terenul. În ambele cazuri se face un contract legal? Da, sigur că da. Fără contract nu există. Deci nu se poate face. În ambele cazuri se încheie un contract pe perioadă determinată vis-a-vis de suprafața alocată. Foarte simplu. În decursul timpului, de când organizați astfel de evenimente, cam în ce localități ați realizat și care ar fi cel mai mare eveniment pe care l-ați organizat? Am fost în multe localități. Am fost și la Turnul Severin. Deci ați fost și în afara județului? Da, sigur că da. Timișoara, Arad, Hunedoara, Lupeni am fost... dar nici nu mai știu. Și artiștii aveți din întreaga țară? Da. Nu numai de aici, da, din Timiș. Da, da, da. Păi nu poți să mergi, dau un exemplu acum, nu poți să mergi la Severin cu muzică din Banat. E adevărat. Că aia de acolo se uită și vor pe unul care știu e ca și cum am aduce Oltean că să ne cânte aici. E drept. Și ne-am aduce pe ai noștri. Da, da. Nu, contactăm artiștii din zona, artiștii locali, cei care sunt cunoscuți acolo. Până la urmă, cetățeanul vrea să-și asculte muzica din zona lui, ok, poate îi face plăcere să asculte și o muzică din Banat sau din altă zonă. Așa. Dar nu predominant. Da. Corect. Acum, e foarte interesant lucrul acesta și cred că ar fi de interes și pentru cei care ne urmăresc să afle lucruri din spatele cortinei, așa, din organizarea asta. Eu le mai spun la prietenii noștri lucruri care sunt în spatele organizării unei întâlniri cum e a noastră, așa, bucătărie internă a unei emisiuni. Și întotdeauna sunt lucruri interesante și eu zic că e firesc și e normal și datorită unei transparențe care trebuie să existe ca oamenii să cunoască lucrurile acestea. De exemplu, am văzut și pe afișul de aici de la Lugoj, aveți de exemplu cântăreți, aveți de exemplu pe Tavi Colan. Da. Care vine cu o trupa lui și va cânta aici la Lugoj. Categorică, acest gen de cântăreți sau de formații sunt sub contract cu manageri, cu alte firme, să zicem, sau trusturi. Sau trusturi, exact, da, care există. Cum se face această legătură? Discutați în prealabil direct cu artistul? Sau mergeți direct acolo la... Depinde de relația care există. Da, adică cu Tavi Colen, de exemplu, avem o relație foarte apropiată. Deci chiar discutăm direct cu Tavi. Deci întotdeauna direct cu el. Prieteni, da. Și el întotdeauna vine cu mare drag alături de noi, pentru că a fost aproape, ca să zic, proporție de 70% la spectacole. Da, asta e important, că se creează, iată, prin această participare, se creează și o legătură afectivă între dumneavoastră și încrederea. Și încrederea. Adică nu le-a tras seapă niciodată sau să le spunem. Dar nu-ți mai vin a doua oră, adică să fim oameni serioși, că odată o faci și după aia ai rămas fără artiști. Știți cum e? Oamenii își mai aduc aminte că nu numai pe timpuri, și după 90 s-a practicat un gen de ăsta de spectacole șușanele, cum le ziceau. Vă spunem pe afiș niște nume de nebunie, aducem unul pe acolo ca să nu se zică că n-a fost, dar jumătate nu vin din ăia mari. Și atunci lumea se trezește că a plătit un bilet acolo și plătești. Aici măcar nu plătești, e liber. Oamenii pot să vină să participe, să se bucure de un eveniment. Dar... Din păcate, ce se întâmplă? Noi le spunem samsar de spectacole. Corect. Poate nu e o denumire ortodoxă, dar în zona aia ne învârtim. Sunt oameni care
n-au nicio treabă cu, cu virgulă, cultura, plus cu că nu-s de aici, din zonă, să mai întâlnesc cu tine până-i lumea. Dar... Clar. Și atunci, normal, el ca să, să-și vândă biletele, trebuie să atragă publicul. Corect. Ce face? Bă, îl aducem pe Ixulescu. Așa e. Toată lumea e nebunită, clar. Sigur. La spectacol, stai să vedeți că Ixulescu de fapt nu mai vine. Dar l-am adus pe Neaion de la, la colț. Și iese cumva că nu din vina lui. Da, normal. Din vina lui ăla, ca să nu pice el de sigur fazan că în fața oamenilor. Sigur, și, sigur, sigur. Și omul zice, uite, bă, nesimțitul ăla. Scuzele, scuzele sunt multe. Da, nu. Nu, noi, atunci, noi întotdeauna... apare neîncrederea, cum spuneați dumneavoastră, între artist și cel care... Corect, așa, corect, corect. Sigur că da. Dar problema... Cea mai dureroasă, ca să spun așa, este faptul că minți publicul. Da. Și asta e, asta e o latură foarte urâtă a acestei meserii. Nu poți, tu ca artist, n-ai să faci niciodată treaba asta. De-aia le spunem ăstora samsari, pentru că ei nu fac parte din lumea asta. Da, exact. Adică noi ce facem? Facem cu dăruire, facem cu suflet. Cu suflet, corect. Ei vor bani. Nu spun, m-ar bate Dumnezeu, bine, da. Nici eu nu lucrez pe toată gratis. Toată lumea vrea bani, nici eu nu vrea bani. Dar nu, nu, da, niciodată nu n-am mințit. Adică ați văzut și la noi pe afiș. Așa. Noi ce spunem că aducem, aducem pentru că deja contractele sunt încheiate de mult. Corect. Adică artiștii au fost antamați. S-a trimis asta un... e că vorbeam de organizare. Deci, da, da, aici, da, da, deci, da. Nu se face de pe o zi pe alta. Da, de unde? Că poate da, că dacă îi spun astăzi, okay, mâine vină la un spectacol, a zice, bă, dar n-ai putut să-mi spui mâine. Da, da, că poate exact, că mâine am exact, treabă, sigur, plecat, sigur, am alt eveniment. Nu poți. Adică, în momentul în care ai publicat afișul, tu deja ai toate contractele încheiate. Și ai și responsabilitatea, că ce ai acolo pe afiș... Deci ce e în spatele spectacolului. Acum, bine, se poate întâmpla cazuri, domne, s-a îmbolnăvit, doamne ferește, a avut un atac. Astea deja sunt clauze contractuale. Care stabilite clar prin contract. Și... Există două variante. Oricum trebuie anunțat din timp. Corect. Clar, exceptând cazurile astea drastice. A avut accident pe drum. Da, exact, doamne ferește. Doamne ferește, deci nimeni... Găsea cazul excepțional. Se înțelege de toată lumea. S-a îmbolnăvit, mă anunță. Corect. Cu cel puțin 48 de ore înainte de spectacol. Și de obicei creați un înlocuitor. Aveți da, întotdeauna avem un backup. Corect, da. Corect. Așa. Sau tot o clauză din contract să-mi recomande al coleg de-a lui. Da. Echivalentul foarte lui. Foarte corect. Foarte care consideră el. N-am probleme de aici. Foarte corect. Dar... Poate și s-au întâmplat cazuri, s-au da. Nu, în lumea artiștilor există... Deci este o responsabilitate și acolo. Că... Da, oamenii sunt responsabili. Deci asta în primul rând, sunt responsabili. Ei știu ce înseamnă un spectacol. Ei știu ce înseamnă să apară chipul pe un afiș, iar apoi la spectacol tu să nu vii. E vorba de imaginea lui în primul rând. E drept. Cum mă mai duc eu altă dată când vreau să mă duc acolo și ce pretenții corect, să am ca lumea corect. Să mă respecte și să... Chestiile astea se află. E drept. Se află repede, adică la viteza cu care circulă informația în ziua de azi... Așa e. Nici nu te poți ascunde mult. N-ajuns să pui capul pe pernă, deja știe toată lumea. Ce s-a întâmplat, de ce n-a venit și cum. Da. Chiar dacă tu spui eu știu ce, tot s-a nu, făcut. Nu, pentru că sunt jurnaliști de investigații care fac săpături. Deci aici nu mai merge cu minciuna. A fost o perioadă în care... Da, mai fentai. Da, lumea mințea frumos. Da, da. Mă, în fine, nu intrăm în detalii. Da, da. Dar ce vreau să spun este, vis-a-vis de organizarea spectacolului, este responsabilitatea asta foarte mare în spate. Se poate întâmpla... Clar, orice spectacol are un desfășurător. Așa este. Întârzie artistul. Pentru că da, se întâmplă. El poate în ziua respectivă are două spectacole. Corect. Tot trei. Așa dacă e. Sunt zone apropiate, zonă, sigur, pot să meargă le leagă unul de altul. Din quasi motive, întârzie. Automat. Exact. Se facem... modifică programul și intră altcineva până vine până el. Ajunge și... el. Dar totuși face numărul care e. Da, nu. Deci asta nu. Plus... fiecare are pretențiile lui. Da. Vis-a-vis de sunet, microfoane. Corect. Da, oamenii... Sunt învățați cu o anumită acustică. Da. Ideea care este?
Nu, trebuie mulți... să-i satisfaci pe toți, adică să le creezi da, condițiile dar lor. Dar ce vreau să spun, că mulți, i-am auzit pe mulți, spunând, domnule, astea sunt fițe. Nu sunt fițe. Nu, așa e. Nu sunt fițe, pentru trebuie că să-l înțelegi, în artist. Momentul în care tu vrei să ai un act de calitate, tu trebuie să te asiguri că ai cu ce așa este. Să-l desăvârșești. Adică dumneavoastră ca organizator și publicul îi cere să fie performant, da. Nu e, corect, trebuie să, e ca și cum vrem aici în studio da. Să facem o emisiune frumoasă, camere, nimic, da. Da, dar filmăm cu un aparat de foto și vedem noi cum apare da, pe televizor. Nu poți, așa. nu poți, adică îți bagi joc de telespectatorul tău. N-ai cum. Și în primul rând de tine ca meseria și că dacă te respecti ca meserie. Și corect, sigur că da. Da, ai standarde. Ai standarde, corect. Normal, da. Adică și cine trebuie să înțelege... aveți perfectă dreptate. Eu întotdeauna am spus că și eu mă trag dintr-o familie de artiști, ca să spun așa, și știu cu câtă patimă și cât de important era orice detaliu, cât de mic. Corect, pe sigur, scenă da. Sau ceva să existe, adică ca tu să fii confortabil ca artist și să-ți faci numărul așa cum trebuie și să te respecti pe tine și pe celălalt. Trebuie să intri într-o stare de spirit. Așa este. Așa deci este. Acolo deja ești în lumea ta. Așa ca să tu să te simți da. Confortabil, trebuie să ai starea de spirit. Ca să poți să degaji energia necesară publicului. Corect. Nu transmiți nimic publicului, nu vei avea reacție. Așa este. Clar. Așa este. Deci niciodată. De-aia mulți artiști consacrați, care au turnee, au spectacole. Sau una în spate într-una. Ani de exact. Astfel de manifestări. Se vede pe ei, din păcate. Îi consumă. Da. Te secătuiește de vlagă. Da. Eu de-aia am spus că noi întotdeauna privitorii, spectatorii, cădem în chestiunea asta așa facilă că, a, domnule, ce mă, e greu să vii să cânți acolo două melodii, trei melodii și este extraordinar de greu, nu greu. Pentru cine nu știe, numai eu de fiecare dată spun așa, hai să încercăm fiecare dintre noi măcar două note să scoatem. Și să vedem ce înseamnă să scoatem două note adevărate. Acolo, pe scenă, în față la mii de oameni. La microfon. Da, două și note. Și să ai mii de oameni în față. Și ai mii de oameni. Două note, nu mai mult. Și după aia să vorbim. Că așa e foarte ușor de vorbit și de aruncat cu... De obicei, cine nu face... Așa este. Așa este. Începe așa. Să comenteze. Așa. Supa a fost rece, sarmalele au fost fierbinți. Nici cum nu e bine. Dacă ai pălărie, de ce ai pălărie? Dacă n-ai pălărie, de ce n-ai pălărie? Domnul vicepreședinte, o să intrăm în publicitate, că ne presează puțin timpul și când e vorba de publicitate știți mai bine corect, ca mine că normal. Trebuie să ne oprim. Trebuie făcută. Da, trebuie făcută și după publicitate o să continuăm discuția noastră și o să discutăm puțin și din punct de vedere tehnic ce înseamnă un astfel de eveniment, pentru că aici o să discutăm noi și o să vadă prietenii noștri ce înseamnă să ai, cum spuneați dumneavoastră, un sunet de calitate, să ai aparatură de calitate, să ai ceea ce înseamnă o scenă care să-ți permită o astfel de evoluție sigur că cu da. Atâția artiști și o să vedem exact și din acest punct de vedere a ceea ce înseamnă partea aceasta tehnică, cât de important și câte probleme îți pot face crearea a ceea ce înseamnă acestei zone tehnice, cum spuneați dumneavoastră, care să fie mulțumitor și pentru artist, că într-adevăr sigur. Poate să aibă un act artistic la acel nivel pe care el și-l dorește. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors din publicitate într-o seară în care, așa cum ați urmărit, invitatul meu este Dan Tătuț. Tătuț, să nu greșesc, îmi venea în cap Tăutu, da? A venit mie așa, Tăuț, știam că e cu Dan Tăuț, da? Tătuț. Care este Tătuț. Tătuț. Tătuț, da, să nu greșesc, care este vicepreședinte al Asociației Culturale Por Dampi și nu Pro Dampi, cum am mai auzit așa din când în când, ci Por Dampi,
o asociație care, ați văzut, are diferite activități și este preocupată de foarte multe domenii în care pot să vină în sprijinul tinerilor, după cum ați văzut, în sprijinul celor care iubesc actul artistic, organizează și evenimente și, mai mult decât atât, prin asociație se promovează tinerii care sunt valoroși, se creează ca un fel de zonă de lansare a acestora, au grijă și de cei care își doresc foarte mult și cred că sunt buni în ceea ce înseamnă un instrument, învață, acolo chiar sunt cursuri special dedicate pentru aceștia, precum și alte activități pe care asociația le derulează. Sunt proiecte europene, după cum ați auzit că domnul vicepreședinte ne-a povestit aici. Noi o să continuăm să povestim puțin despre acest eveniment care este organizat în aceste zile la sfârșit de săptămână la noi în oraș, respectiv Zilele Europei, Sărbările Verii, așa cum le-au denumit organizatorii, împreună Asociația Pordamp, împreună cu Primăria Municipiului Lugoj, cu Consiliul Local, au oferit lugojenilor câteva zile de, să spunem noi, muzică foarte bună și cred că nu greșesc dacă spun asta, domnule vicepreședinte. Da, pentru că dacă vă uitați pe afiș, o să vedeți nume cunoscute sau nume care sunt tineri, dar care au dovedit până acum că vor fi valori în devenire și vor ajunge la sufletul dumneavoastră. Avem și muzică ușoară, cum spuneam, avem și muzică populară, folclor bănățean, autentic, nu așa luat de pe la colțuri. Deci o să aveți câteva zile foarte frumoase de petrecut în centrul orașului, pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor, cred că nu greșesc. Da, da. E o zonă pe care o cunoașteți foarte bine și care chiar se pretează pentru astfel de evenimente. Cu timpul, după cum știți că domnul primar ne-a spus de mai multe ori, acest tip de evenimente se va muta, o să fie un spațiu special creat pentru aceste evenimente, dar până în acel moment aici se vor desfășura aceste întâlniri cu artiștii noștri pe care cu toții îi iubim atât de mult. Domnule vicepreședinte, spuneam noi înainte de intrarea în publicitate că un astfel de eveniment, la care încă o dată trebuie să specificăm ca să fie clar pentru toată lumea, Primăria și Consiliul Local nu participă cu niciun leu. Absolut. Adică să nu creadă lugojenii că ceva din bugetul local s-a dat pentru acest eveniment. Ci este o chestiune pe care dumneavoastră ca asociație v-ați organizat, ați creat un buget așa cum ne-ați povestit și îl oferiți cu drag lugojenilor prin faptul că aveți astfel de preocupări și aveți asemenea relații cu artiștii aceștia pe care îi aduceți la diferite evenimente. Și asta este un lucru extraordinar. Și spuneam că aș vrea să povestim celor care ne urmăresc și ce înseamnă din punct de vedere tehnic organizarea unui astfel de eveniment, începând de la scenă și până la cele mai mici amănunte acolo când vorbim despre microfon și despre cum se aude sunetul acolo în capătul la podul de fier și noi suntem exact. Pe platou. Da, în primul rând este răspunderea. Răspunderea vis-a-vis de siguranța artistului sau oricărui persoane care urcă pe scenă. E frumos când te uiți, bă, ce frumoasă e scena. Da, da, da. Mai are și niște lumini. Oh. Da, da. Dar totul trebuie să se desfășoare în deplină siguranță. Adică întotdeauna în spatele, e ca o piesă de teatru, da? În sală vedem actorii. Cei dincolo de cortina din spate, o fi unu, și de multe ori în față la scenă sunt trei actori care joacă și în spate 17 exact, care muncesc. Asta am vrut să spun, că sunt 1, 2, 10, 20 de mașiniști. Așa este. Lumea nu-i vede. Așa este. Pe ea nu-i vede. Dar fără ei, nu s-ar putea cei trei nimic. Din față n-ar face nimic. Absolut, absolut. Este un cerc. Da, e vorba de siguranță artistului, e vorba de calitatea sunetului, e vorba de actul artistic. Clar, întotdeauna când venim să încheiem contractele cu primăriile,
Este normal și este firesc și eu mă bucur că se întâmplă chestia asta. De multe ori vin cu grupuri de dansatori. De la Casa de Cultură. Exact. Că fiecare are un ansamblu, exact. Ceva, primărie sau... Eu mă bucur. Mă bucur, vă spun sincer, mă bucur. Că mai vin copii care cântă, care cum, ce veleități are. Da. Spectacolul, da. N-avem nevoie de ei ca să fim exact, înțeleși, adică ca și act artistic. Absolut, absolut. Mă bucur că există. De Câte ce se pot nu? Promova și ei. Exact, fizic, exact. E o rampă pentru ei. Artiști consacrați, da. De oameni care, sigur, sunt cunoscuți. Și atunci, în funcție de ce se întâmplă pe scenă, se creează spațiu de desfășurare a activității, adică dimensiunea scenei. De multe ori sunt evenimente de amploare mai mică. Și vin cei de la Casa de Cultură, noi avem 40 de dansatori. Îmi pare rău, nu o să facă o scenă de 10 pe 12. Numai pentru voi, că nu sunteți. Și după aceea stau singuri în câmpie acolo. Exact. Nu, adică trebuie să dai și o estetică. Absolut, absolut. Să creezi un spațiu, da. Într-adevăr, care să-ți fie plăcut ochiului. Exact. Și atunci, clar, apar tot felul de... Colaborați cu firme de sonorizări sau, da, sau aveți da, dumneavoastră da. Tot nu, deocamdată nu. Urmează acum din toamnă să ne achiziționăm aparatura proprie. O să discutăm și despre asta, că vrem și să deschidem și noi un post de radio, de televiziune, tot foarte local, frumos. Micuț, da. Da. Vedem, da. Poate, știți poate. Știți cum e, eu am spus întotdeauna, posturile astea locale să chinuie ele așa și să trăiască, dar vedeți cum e, când ne referim la activitate și la modul în care își desfășoară treaba, până la urmă, astea sunt alea care rămân. Aia mari care vin și pleacă, dacă ați observat. Da. S-au deschis și în Timișoara câte posturi locale, ProTV-ul, Digi și altele și altele. Toate au cam închis, au plecat, pentru că acolo sunt alte criterii pe care se merge, sunt alte lucruri și firmele alea zice, domnule, dacă nu a venit, nu e aici ceva, profituți, nu e nimic. Nu ne interesează. La noi așa adică, e mai de suflet. Adică așa îți dai seama, cum spuneți dumneavoastră, dacă faci o chestiune de suflet pentru comunitatea ta și te mai chinui, e mai greuț, e mai rău, dar uite că funcționezi și uite, se bazează o astfel de activitate media pe aceste societăți micuțe care își fac treaba lor așa cu câți oameni pot ei să își desfășoare activitatea. Normal, dar nu te poți compara cu informații și colos. Oamenii pot să știe ce se întâmplă în comunitatea respectivă. Și eu zic că de apreciat este întotdeauna astfel de firme care sunt mai micuțe, mai așa, posturi de televiziune, de radio, cum spunem noi, locale, cum se spune, dar care își fac treaba. Pentru cei de acolo își fac treaba. Da, pentru că, cum spuneți și dumneavoastră, vă interesează foarte mult ce se întâmplă aici pe plan local. Așa este. Pe cel de la București îl interesează și pe el doar ca știre. Exact. Și dacă are vreun interes acolo, neapărat. Corect. Multe știri sunt omise, nici măcar nu sunt difuzate. Să dau urmarea care ne interesează pe noi exact, să fie. Da, cenzura iar care ne omoară. Așa este. Sunt foarte multe lucruri de discutat referitor la, cum spuneam eu, organizarea unor astfel de evenimente și totuși nu vă las să terminăm emisiunea fără să-mi povestiți despre măcar un eveniment din ăsta așa la nivel foarte serios, foarte mare și care v-a dat destule bătăi de cap, pentru că cu toții trebuie să înțelegem. Cu cât este mai mare evenimentul, cu atât implicarea este mai mare normal, și mai firească. Adică problematica e mult mai mare când ai un eveniment din ăsta foarte serios și foarte mare. Și celelalte evenimente, desigur că responsabilitatea este aceeași, pentru că și dacă aduc trei soliști și ăia trebuie să-și facă treaba la nivelul la care trebuie să fie respectul pentru ei și desigur pentru cei care urmăresc spectatorii. Dar când vorbim de evenimente mari, de evenimente la care, de exemplu, eu știu, aniversări sau chestiuni de genul acesta a orașelor, a municipiilor, a unei zile naționale sau așa, categoric implică un alt tip de organizare și desigur fiecare în parte are particularitățile sale. Și cred că există și echipa. Se mărește echipa atunci când ai nevoie, că un om, doi, nu pot să se pună într-o astfel de... Nu, dar ai nevoie de oameni, sunt foarte mulți oameni în spate. Inclusiv de la contabilul care stă cu banii și cu bănuțul și știe că trebuie să-ți dea pentru aia și până la... Vă dați seama, sunt tot felul de nevoi, aduci absolut. Artiști din București, exact. Din străinătate. Transporturi, mâncare. E vorba de transport, cazare, mâncare.
Nu este chiar simplu. Nu poți să-ți bagi joc de oameni, pentru că a doua oară nu mai vin. Corect, cum ați spus. Deci asta e clară treabă. Nu poți să faci greșeli aici, pentru că la ora actuală, mai ales în lumea asta, care e o comunitate cerc închis. Așa e. Așa e. Clar. Care se cunoaște ca vorbim între noi. Da. Băi, am fost acolo, la nu te mai ducă, mi-o dat la niște mici. De 5 zile n-am putut să umblu. Așa e, așa e, da. Adică, v-am zis, responsabilitățile sunt foarte mari. Foarte mari. Și vis-a-vis de oameni, vis-a-vis de siguranță, vis-a-vis de actul... Vedeți, la dumneavoastră, la organizatori, sunt mai multe responsabilități pe linii diferite, ca să spun așa. Adică dumneavoastră aveți responsabilitate și față de artistul care l-ați adus, da, normal, și față de spectatorul care vine și se uite la spectacolul pe care l-ați organizat, și față de poate tehnicianul care stă, cum spuneați, acolo la pupitru și dă cu butoanele. Normal. Adică nu poți să-ți permiți un rateu că ai distrus tot întregul ăla care îi... Deci inclusiv, credeți-mă, manipulanții. Corect. Deci oamenii care... Ce contează că ăla vine și îmi pune difuzorul într-o parte? Nu e așa. Nu e așa. Adică hai că la difuzor treacă meargă. Dar e vorba de structura scenei. Exact. Deci acolo nu te joci. Nu te joci. Doamne ferește. Și am vrut să vă mai întreb un lucru. Vă rog. Cum colaborați că categorică la astfel de evenimente nu există, să nu există, nu se poate să nu fie o colaborare cu cei de la ISU, cu cei de la ambulanță, cu cei de la... Deci, sigur. Sunt asigurate lucrurile acestea. Da, bineînțeles. Cu cei de la poliție, cu cei de la jandarmerie, da, pentru siguranță, sigur. Și se sigur. Fac tot pe baza de parteneriate, contracte. Aceste de parteneriat. Da. Adică oamenii trebuie să fie liniștiți că din toate punctele de vedere, dacă sunt acolo în zonă, sunt și apărați de tot felul de nebuni. De multe ori și poliția este implicată. Da, exact. Pe lângă jandarmerie. Da. Pentru că... Dar mă depinde de amploarea evenimentului. Exact, dar spus. Indiferent cât de mic este, tot trebuie să există. Fie asigurat. Da. La noi poate mai puțin s-a întâmplat, dar s-au întâmplat și la noi cazuri, că vedem, mai ales prin zonele rurale poate sau așa. Dom'le, te duci să te simți bine și vine câte unul, că e mai chierchelit, că e mai nu știu cum, și începe să-ți facă atmosfera acolo, începe să se bată, și strică tot evenimentul din cauza unui om sau a doi oameni care s-au trezit ei că vor să fie ei, mari zmei, cavaleri, dintr-o dată. Și atunci, categoric, e foarte important să existe o astfel de... Nu, astea sunt asigurate, clar. De că se pot întâmpla și tot felul de accidente, Doamne ferește, sigur. Automat, cadre medicale calificate care intervin, nu se pune problema. Da, foarte, foarte important și... Sau oricum sunt obligatorii. Exact, că deci am înțeles sunt și obligatorii. Legea spune clar, organizezi... Tu trebuie să asiguri deci, toate lucrurile astea. În momentul în care s-a încheiat contractul cu primăria vis-a-vis de spațiu alocat, următorul contract este cu jandarmeria. Da, firesc. Apoi ISU trebuie să-ți dea aprobarea pentru desfășurarea acolo. Evenimentului vis-a-vis de număr de persoane. Normal, estimativ, nu poți să... Da, bineînțeles, cine poate să știe. Da. Acum aveți și o experiență în domeniul ăsta și cam știți, la un astfel de eveniment. Da, clar. Deja nu aproximăm... sunteți prima dată la Lugoș, ca să le spunem celor care ne urmăresc, că deja de câțiva ani de zile colaborați foarte bine cu primăria și cu Consiliul Local și astfel se întâmplă astfel de evenimente. Deci, atunci când primarul municipiului aici în emisiune ne spunea că sunt o serie de evenimente care se organizează și iată, cu artiști care vin aici la Lugoș și cu diferite ocazii, desigur, și primăria nu plătește niciun ban, iată, astăzi ați aflat care este acest mecanism de fapt și cum se organizează un astfel de spectacol, un astfel de eveniment și eu mă bucur tare mult că vedeți cum este important că astfel de activități sunt, ca să spunem așa, externalizate și nu este necesar să se preocupe un departament al primăriei sau al Consiliului Local să organizeze așa ceva, că n-ar face nici cu profesionalism pe de o parte, poate că în timp ar învăța, dar ar fi și greu. Și atunci e bine să fie cineva care, e domeniul meu de activitate, așa cum firesc, treaba mea, așa cum, televiziune, veniți și întrebați-i pe aia de televiziune cum să face, nu vă dați voi cu părerea că așa cu părerea, toți ne dăm și toți noi ne pricepem și la fotbal, știți cum e și... Din păcate, asta e boala românului. Ne pricepem la de toate și nu facem nimic la lume. Cam așa. Da, din păcate. Uite, ar fi bine să învățăm și alte lucruri de la alții.
da. Care le fac da. de ani de zile, de da. O viață, cu da. Mult înaintea noastră. Corect, corect. Nu am inventat noi coada bine, la prună. Asta este, i-am spus întotdeauna. Hai să fim puțin mai decenți și să... Că nu este rușine să înveți de la altul. Eu tot asta spun. Dar... Dom'le, rușine e să faci tu gafa. Exact, prostia, exact. Și exact, să vină azi 20 să te scoată pe tine din necazul în care te-ai băgat singur. Eu... Că ți-a fost rușine să întrebi. Da. Sau să te duci să întreb, spui nu-i rușine. Nu, așa e. Și eu le spun să mereu echipelor cu care colaborăm. Corect. Mă aveți întrebați. O problemă, veniți, domnule, da. Și spuneți. Că... Trebuie să existe comunicare. Da. E foarte importantă da. Comunicarea. Și pentru orice lucru. Că orice. Ție poate ți se pare că e minor. Las da, că da, rezolvi da. Eu repede. Nu, nu așa. Nu. Bă, comunică, spune cum îi luăm decizia împreună și știm ce să exact, facem. Exact, sigur că da. Da. Nu, adică, nu-i de joacă. Tocmai pentru că ceea ce spuneați dumneavoastră e foarte important și asta sper să înțeleagă toți cei care ne urmăresc. Tipul acesta de evenimente nu este atât de simplu și incubă responsabilitate extraordinară, adică din toate punctele de vedere. Nu numai din punct de vedere artistic, ca să domnul discutăm Marius, așa. Haideți să vă dau un exemplu banal. Un banner care este prins pe structura scenei. Corect. Un simplu banner. Spui, ce domne, care e o bucată de pânză da, sau da. De vinilin exact, care e atârnată exact. De exact. Dita schela de metal. Ei, care susține de tone și... Bannerul ăla poate, să poate răsturna scena. Sau, doamne ferește, mai cade și pe... Corect. Un artist sau ceva da. Și mai deci produce... Am avut situații în care a venit furtuna. Deci, da, din nimic. Da, exact. Din nimic. Era soare, era cald, da. A pornit furtună. Dar ține vânt... 5 minute și tot termina. Exact. Deci, acolo oamenii au știut ce au de făcut. Deci în momentul ăla imediat s-au desfăcut chingile, pentru că e un sistem de a le prinde, de prindere, care se desface foarte repede. El e foarte rezistent, da. Dar când vrei tu să-l desfaci, tot ai tras de un capăt se... și gata, e liberă. Corect. Și efectiv o lași ca pe ceașaf atână doar sus. Ca un ceașaf în bătaia vântului, că altfel se umflă, se face parașută. Îți răstoarnă scena, punct. Da. Uite. O chestie simplă deci, care nici nu te-ai gândit, bă, ce poate să facă? Că, uite, poate să facă, doamne. Se întâmplă. Vine ploaie. Sau pur și simplu a burat un pic. Lumea nu pleacă. Da, corect. Tu lucrezi cu curent de forță acolo. Te trezești că odată ia foc ceva, vreo instalație. Nu și... de lua foc. Aia e ultima grijă că ia foc. Că obiectele se înlocuiesc. Da. Oamenii. Da. Omul ăla ține mâna pe microfon. Da, ăla alt lucrează pe clape, pe aparatură. Da, gitară, chestii. Bă. Ce faci? Deci trebuie să te asiguri, pământare, toate astea. Că de multe ori, în multe locuri, veneau să se uitau la noi, că avem o țeavă nea lungă de vreo aproape 2 metri, care o înfingem în pământ. Da, ăla e pământarul cel mai sigur. Corect. Dom'le, ce faceți? Ce puneți în pământ? Dom'le, lasă-ne pe noi așa. Așa, așa, exact. Că știm noi ce avem de făcut. Și știți cum se spune? Paza bună trece primejdearea. Corect, de sigur ce să da. Fim noi pentru, cum spune, o chestie care e simplă? Pui o țeavă și te-ai asigurat da, de... Da, 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 da. Dacă nu există, bineînțeles, acolo... De obicei sunt conexiunile făcute, avem panouri de curent trifazic, unde și pământarea asigurată totului tot. Dar sunt situații în care te întinzi cu cablu câte 100 de metri, 120 de metri. Corect, corect. Atunci îți iei alte măsuri de precauție. Cablul trebuie protejat pe traseu, exact. Că oamenii trec peste el, calcă sau poate chiar mașini. Se împiedică și trag de el. Da, depinde și... pe unde traversează. Da, da. Și mașini pot să treacă. Așa este. Și atunci sunt niște praguri speciale în care trece cablul, s-a acoperit, da, poate alea susțin, protejat, da. Alea susțin până la 4 tone, deci poate să treacă mașina liniștită peste ele, că nu se întâmplă nimic. Sunt diverse situații, diverse cazuri, probleme. Da. Fiecare locație asta vreau să aduce spun, ceva că nou. Vă întâlniți de fiecare dată tot cu lucruri pe care nu le-ați mai întâlnit și învățați lucruri noi. Da, 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 da. Da, da. Dar asta din precauție. Așa e. Da, așa. Pentru că dacă le lași, lasă că merge și așa. Da. Știți cum? Au fost evenimente, dacă ținem noi în minte, înainte de 89 îmi dau mie în cap, dar sunt convins că și după 90, dacă stau bine să mă gândesc, cred că și după 90, dar înainte de 89 au fost evenimente grave, când au fost chiar răniți da, foarte da, mulți. Da, au fost scenele mari, fost, da, mari, da, da, în Brazilia da, a fost, da, s-a da, răsturnat exact, toată exact, scena, exact. A căzut peste public. La noi am și... avut necazul atunci cu cena cu flacăra, care știm da, foarte bine da, ce da, s-a da, întâmplat da. Și fără să vrea cineva, că nimeni nu-și dorește așa ceva, dar uite, se trebuie întâmplă. Să iei în calcul, exact cum ați spus, da, da, trebuie să iau în calcul toate posibilitățile. Trebuie să te gândești la tot. Da, și la ce e rău.
Da, la ce-i în bucur. Primul rând. Da. În primul rând, te gândești la ce e rău. Da, da. Și să știu că s-a asigurat și atunci... Da, frumosul lasă în seama artistului. Artistului. Corect. Pentru că el știe ce are de făcut. Așa este. Eu trebuie să mă asigur că totul e în regulă, publicul e fericit, corect, artistul se simte bine pe scenă, așa, alături de oameni. Are toate condițiile. Corect. Și toată lumea pleacă tea fără acasă. Da, exact. Inclusiv noi. Exact, așa este. Așa este. Domnul vicepreședinte, din ceea ce ne-ați povestit, am reținut chestiunea aceasta că ați accesat printr-un proiect european posibilitatea să faceți și o dotare tehnică necesară, da, împreună cu ceea ce doriți să realizați, ne spuneați, un post de radio, un post de televiziune și acum că aveți și, să spunem noi, un sector, un domeniu cu acea casă de discuri care este tot... face parte tot din asociație. Eu zic că încet, încet se împletește acolo, ca să spunem așa, un centru în care ar putea foarte bine nu numai să se ajute reciproc, ci și de colaborare, da, reciprocă și categoric în beneficiu celorlalți, a comunității, cum ar tuturor. Fi. Da, tuturor. Toată lumea are de câștigat. Exact. Și sunt convins că așa ați și gândit atunci proiectul, da, acesta, să implementați o astfel de gândire. Acum aș vrea să ne spuneți ce ar însemna din acest punct de vedere, ce ați prevăzut în acest proiect, în afară categoric de aparatură, și dacă puteți să ne spuneți și cam despre ce este vorba aici. Este vorba doar despre aparatură de concerte, de acestea de care aveți nevoie categoric în organizarea evenimentelor, sau este vorba și de aparatură specifică pentru casa de discuri, pentru ce înseamnă tot, eu știu, tot, a produce chiar. Da. Să fiți producători, că puteți să faceți inclusiv o casă de producție. Pentru, ea există. Da, exact, casa de există. Discuri asta face. Ea există. Da, dar vrem să aducem tehnologie nouă, facem achiziții de instrumente și pentru cursuri. Deci pentru chitară, cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, da, saxofon, acordeon. Da. Instrumente. Dar să aibă acces la un instrument de calitate. Pentru că și astea costă foarte mulți bani. Așa nimeni nu, nu sunt oameni care își pot permite în ziua de azi. Adică eu nu văd un muritor de rând care visează el azi că mâine vrea să apuce de acordeon să investească vreo 4-5 mii de euro într-un așa acordeon. E, așa e. Niciodată. Așa este. Clar, poate să învețe și pe un acordeon din ăsta mai sărăcuț, dar nu e sunetul ăla care te unge la suflet și atunci... Și dacă vrei de la început să-i dai posibilitatea, da, să-și audă o chestie, un instrument... El trebuie, nu doar învață instrumentul, își învață urechea cu instrumentul. Corect, corect, așa este, așa este. Deci el practic devine una cu instrumentul. Și el din start trebuie să învețe ce înseamnă calitatea, da, acestui instrument. Da. Că degeaba eu îl învăț pe el într-un fel. Da, tehnica în sine se poate învăța. Ok, dar... teoretic el știe. Da, da. Dar când schimbă instrumentul, descoperă o altă lume. Da, așa deci este. Deci stai cu tine, se poate și așa. Așa este, așa este. Și practic se apropie un pic de început. Adică o ia iară de la capăt. Știți cum e? Sunt lucruri importante și ne aflăm acum la finalul întâlnirii noastre. Eu mă bucur tare mult că am avut ocazia să stăm de vorbă și puțin să și înțeleagă prietenii noștri, cei care ne urmăresc, cam cu ce se mănâncă o astfel de activitate. Că știți cum spuneam eu, e ușor așa de vorbit când nimic nu aia spune, cum spunea poetul. Ușor să povestim și, dar de fapt nu înțelegem nimica. Eu sper că acum s-a înțeles foarte clar și de fiecare dată să ne gândim atunci când vedem un afiș, eu întotdeauna am spus lucrul acesta, când te uiți și citești un afiș, să te gândești, bă, e frumos, o să fie un spectacol frumos, ce muncă stă în spatele organizării acelui eveniment, acelui spectacol. Pentru că acolo sunt oameni, sunt destine, sunt suflete, sunt nevoi. Fiecare avem familie, da, normal, fiecare avem, fiecare cu problemele lui. Ei, oamenii ăștia toți formează o echipă care să-ți ofere ție
Da. O oră, două, zece, trei zile, o zi, cinci, un spectacol, corect, o bucurie a sufletului și tu să te simți bine. Eu zic că așa trebuie să privim atunci când citim câte un afiș. Da. Oriunde a merge, da, oriunde. Trebuie să ne gândim că pe lângă acele chipuri și nume care apar pe afișe, sunt poate de multe ori, de trei ori, de patru ori mai mulți oameni care lucrează. Așa este, să vedem spate. Și să ne gândim și la cei care sunt în spatele. Eu am spus întotdeauna, cum discutam noi, ce ne-am face dacă noi am fi singuri aici și n-ar fi nimeni în regie sau, eu știu, da, la, da, camere, da, sau nu, așa, deci să se leagă, stea și să... Se leagă, asta între este. Ele. Așa se organizează și așa se muncește atunci când vrei să faci un lucru de calitate. Domnule vicepreședinte, eu vă mulțumesc tare mult și pentru prezența în emisiune pentru invitație. Și sper să nu fie ultima întâlnire. Nu, nu, cu să mare mai drag. Vedem, cu mare să drag. Mai povestim și despre alte lucruri. Poate odată o să discutăm despre ce înseamnă drepturile de autor. Că e o discuție lungă care n-aș vrea să o terminăm așa, da, în două minute. Acolo și acolo sunt multe lucruri care trebuie discutate și eu cred că sunt și multe lucruri de reglementat și de rezolvat, da, din punct de vedere legislativ și așa mai departe. Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Cu mare drag. Și mulțumim pentru ceea ce ne oferiți în aceste zile la sfârșit de săptămână. E din suflet. Mulțumim tare mult. Aici încheiem emisiunea din această seară. Sper că v-a plăcut, sper că ați aflat lucruri interesante și știți acum ce stă de fapt în spatele organizării unor astfel de evenimente atunci când noi vedem astfel de afișe și ne bucurăm o zi, două, trei că putem să ascultăm, să vedem artiștii noștri, pe artiștii noștri preferați. O seară frumoasă tuturor!